Ziua de 1 decembrie 1918 încununează, deci, lupta românilor transilvaneni pentru unitatea națională și marchează momentul creierii României mari. Marea Unire din 1918 a fost și rămâne o pagină sublimă a istoriei românești, măreția ei constând în faptul că nu a fost desăvârșită de vreun om politic, de vreun guvern sau partid, ci este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată printr-un elan comun, născut din conștiința unității neamului și călăuzit de fruntașii politici spre țelul dorit, este actul de voință al națiunii, necesitatea istorică de a trăi într-un stat național. Doamnelor și domnilor, se prezintă onorul domnului Lucian Bode, ministrul transporturilor și infrastructurii și comunicațiilor, însoțit de subprefectul județului Sălaș, domnul Alexandru Bec, primarul orașului și meu Silvanic, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș și comandantul regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, domnul colonel George Saț. Pentru a prezentat de domnișoara Rivar Alexandra Bianca, elevă în clasa a doua a școlii gimnaziale Silvania, sub îndrumarea doamnei învățătoare Sanda Rusu. Nicio
religios.